Dorința spaniolilor de a se vaccina este uriașă. Statisticile oficiale arată că 90% dintre aceștia vor să se imunizeze, iar dacă ne amintim prin ce a trecut Spania anul trecut, acest lucru pare firesc. Ei încă au proaspăt în memorie coșmarul lunilor în care zilnic mureau peste 1000 de oameni. În Spania se vaccinează în jur de 100.000 de oameni în fiecare zi. În zilele bune sunt chiar 150.000. Eu mă aflu într-un centru de vaccinare din Villarreal, un oraș cu 60.000 de locuitori, în care, ca o paranteză, trăiesc foarte mulți români. Probabil procentul este de 20% dintre locuitori de origine din România. Aici, într-unul din 10 de centre de vaccinare din regiune, s-au vaccinat astăzi, până la ora 18, numai puțin de 1500 de oameni. Și mai sunt 2 ore, iar oamenii continuă să vină, cred eu, chiar în număr mult mai mare decât a fost în primele ore ale zilei. Este zi de vaccinare pentru bătrânii peste 70 de ani. Veniți singuri sau însoțiți de copii sau nepoți și așteaptă rândul liniștiți. Printre ei este și Marian, care tocmai a împlinit 70 de ani și este din Bacău. Băiatul lui stă în Spania de aproape 20 de ani, însă Marian a hotărât la un moment dat să-și trăiască bătrânețile acasă și s-a întors în România. Totuși și a ales să se vaccineze în Villarreal. Am zis că, adevăr, și ar trebui să vaccineze. N-a fost o problemă, că până când s-au organizat cu centrele de vaccinare, la noi puțin organizarea mai greoa e. Și n-am mai avut timp să mă mai vaccinez, atunci am optat pentru ca să mă vaccinez aici, în Spania. Marian poate spune că este norocos. Dorința spaniolilor de a se vaccina este uriașă. Până acum 11 milioane dintre ei, aproape o treime din populația adultă, a primit cel puțin o doză. Însă ritmul imunizărilor este atât de intens că cele 15 milioane de doze pe care le-a achiziționat Madridul au fost utilizate aproape în totalitate. În cazul în care vin persoane care nu au programare, există două variante. Una, ei sunt acceptați și sunt puși peste rând, cum se spune, mai ales dacă au aceeași vârstă și au venit să însoțească pe cineva care are deja programare. În celelalte cazuri în care persoanele care cer și așteaptă în speranța că vor fi vaccinate fără să aibă această sita, cum se cheamă în spaniolă, ei sunt pur și simplu trimiși acasă. Guvernul spaniol vrea să vaccineze anul acesta 70% din populația țării, suficient cât să fie atinsă imunitatea de grup. Cadrele medicale nu sunt însă foarte optimiste. Desigur, campania de vaccinare din Spania nu este lipsită de probleme. Una dintre ele este bâlba, care a fost la nivel european cu vaccinul AstraZeneca. Sunt mulți care refuză să facă a doua doză. Un răspuns concret de la guvern, ce trebuie să facă acești oameni, nu există încă. Sunt mulți care nu vor să facă această doua doză pentru că consideră că riscurile sunt prea mari. În diaspora românească, părerile sunt împărțite. Unii vor să se vaccineze, mai ales în speranța că așa vor putea călători fără restricții. Alții sunt încă rezervați. Gândindu-mă că în vară vreau să-mi văd părinții și vreau să merg în vacanță în România, am hotărât să mă vaccinez. Nu, nu m-am vaccinat. În primul rând că sunt însărcinată și nu este recomandat pentru că n-au făcut niciun fel de experiment.